Accidentul a avut loc în jurul orei 18 pe DN2 85 la Crucea Comisoaiei. Un bucureștean de 57 de ani la volanul unui Renault a pătruns brusc pe contrasens și a intrat în coliziune cu un tir ce se deplasa din sens opus. Bărbatul rula către Râmnicu Sărat într-o zonă în care nu există marcaj care să delimiteze sensurile de mers. Conducătorul autoturismului marca Renault, care circula din direcția Buzău către Râmnicu Sărat pe DN2 85, în afara localității Zărnești, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune frontală cu un autotir care se deplasa din sens opus către Buzău. În urma impactului a rezultat decesul conducătorului autoturismului, precum și rănirea gravă a pasagerului de pe bancheta din dreapta față. Suntem șofer, suntem colegii lui, tot la Republica Moldova, dar veneam în spate și domnul cu mașina mică ceva, sau la chiorâ sau ceva, și a ieșit pe contrasens și asta e. Adică a intrat direct în tir și n-a mai... Da, a intrat direct în tir și nu mai putea face nimic. Asta. Dumneavoastră unde erați? Noi eram puțin mai în spate. Da, știm. Știm. Băi, și plus la alta nu e marcaj, nu e... Și cred eu că și asta tot a jucat un rol. În urma impactului, autoturismul bucureșteanului s-a transformat într-un morman de fiare contorsionate. Pompierii, sosiți la fața locului, s-au chinuit minute în șir să scoată trupurile celor doi bărbați din mașină. Din păcate, leziunile suferite de șofer au dus la decesul acestuia. Pasagerul din dreapta a fost preluat de o ambulanță și a fost transportat la Spitalul de Urgență Buzău, fiind internat pe secția de terapie intensivă. Detașamentul de pompieri cu Sărat a fost solicitat să intervină pe drumul european E85 în zona Comisoaia pentru descarcerarea a două victime rezultate în urma unui accident rutier. Ne-am deplasat la fața locului cu două autospeciale, una de descarcerare și un autospecial de stingere a incendiului cu apă și spumă. Am procedat la descarcerarea celor două victime identificate în autoturism, una dintre ele fiind preluată de către echipajul stat și transportată la spital. Din cauza evenimentului rutier, traficul pe DN2 în afara localității Zărnești s-a desfășurat pe un singur sens de mers mai multe zeci de minute.